Bună ziua! Sunt Codruț Gabriel Murăriu. Vreau să vă spun că îmi plac foarte mult drumețiile prin pădure. Ce poate fi mai plăcut decât să auzi fâșnetul frunzelor copacilor în adierea vântului? Tu ce simți când bate vântul? Într-o toamnă târzie, am făcut o drumeție printr-o pădure de fagi. Am observat mulți arbori cu trunchiul drept. O rafală mai puternică de vânt s-a pornit dintr-o dată. Am vrut să verific pe telefon forța vântului. Am citit pe ecran 70 de km pe oră, viteză măsurată în data de 20 noiembrie. Aplicația Calendar mă atenționa că suntem într-o zi specială, Ziua Internațională a Drepturilor Copilului. În fiecare an, pe 20 noiembrie, se sărbătorește Ziua Mondială a Drepturilor Copiilor, marcând data adoptării la nivelul Organizației Națiunilor Unite, a Declarației și apoi a Convenției privind drepturile acestora. Îți propun să iei o foaie de hârtie și să desenezi în mijlocul ei trunchiul și crengile unui copac. Acesta va deveni copacul drepturilor copilului. Îți voi prezenta câteva dintre drepturile copilului. Desenează pe ramuri câte o frunză verde pentru fiecare drept despre care ai auzit până astăzi. Dreptul la viață și dezvoltare. Dreptul la un nume și la o cetățenie. Dreptul la o familie, dreptul la o locuință, dreptul de a te informa și a te exprima liber, dreptul de a gândi liber, dreptul de a-ți alege religia, dreptul la intimitate și viață privată, dreptul la sănătate, dreptul la educație, dreptul la timp liber și la joacă. Cum arată copacul tău? Are multe frunze. Adaugă acum frunze galbene, roșcate sau portocalii pentru drepturile copilului despre care ai aflat în această prezentare. Desenați pe tablă trunchiul unui copac. Fiecare elev din clasă va alege câte un post-it pe care va scrie un drept al copilului considerat important. Apoi, decorați copacul cu foițele scrise. Îți mulțumesc pentru atenția acordată. Pe curând!